Crește numărul banilor veniți din străinătate pe teritoriul Republicii Moldova. Constatarea aparține Băncii Naționale a Moldovei. Astfel, doar în luna iunie, în țara noastră au venit 155 de milioane de dolari din străinătate doar prin intermediul băncilor. Această valoare este cu 7 milioane mai mare decât în luna mai și cu 5 milioane decât suma remitențelor venite prin intermediul băncilor din luna aprilie. Cei mai mulți bani transferați în lunile aprilie-iunie sunt rublele rusești, care reprezintă 38% față de 34,6% în primele 3 luni ale acestui an. Pe locul 2 sunt euro. Dolarii transferați de peste hotare au o cotă de 26,5% din suma totală a transferurilor.